Victor Ciutacu rupe tăcerea, Florian Coldea, presiuni pentru închiderea procesului intentat Sorinei Matei video? Jurnalistul Victor Ciutacu a venit în cadrul interviului acordat ieri pe surse.ro cu dezvăluiri nesubliniere treptate. Ciutacu susține că primul conflict pe care l-a avut cu Sebastian Ghica a fost când a insistat ca jurnalistul să retrag procesul pe care acesta îl intentase colegei sale, Sorina Matei. Ca mai târziu se afle, spune el, ce cel care făcea presiuni prin intermediul lui Ghichiera, de fapt, fostul subliniere-șef din SRI, Florian Coldea. Când a început să se roage de mine să-mi retrag procesul împotriva Sorinei Matei, care m-a întâmpinat cu Oran Gândinci. Proces pe care l-am câștigat sublinierea spre onoarea ei, a peletit tot. Punct. Noi nu am vorbit deloc. Omnia a anuncat avocatul ce am câștigat definitiv sublinierea în ziua aia m-a sunat cineva. Îmi zice bun. Sunt Sorina. Erase, micad telefonul din mână. Sorina care? Sorina Matei. De, mi contul se îți dau banii. Sunt la banc. Pe istai, fat, ce nu s-a dat nici motivarea. Punct. În câteva minute aveam bani în cont. Punct. ISB a insistat foarte mult să mi retrag procesul. Eu i-am spus de la bun început ce o dau în judecat. Mi-a zis ce e treaba mea ce fac. Am dat-o în judecat subliniere i apoi a început să mă preseze. El subliniere i apoi alți doi oameni pe care nu vreau să îi implic. Ca după ani de zile se mi spun ce insista de fapt Coldea. Dacă minte să bi, mint subliniere eu, a precizat Victor Ciutacu.